Și discutăm în continuare despre Marșul pentru Viață, care are loc mâine, 25 martie, în Parcul Carmen Silva din Timișoara. Invitat alături de mine pentru a ne da mai multe detalii despre acest subiect este pastorul Ticu Leontescu, parte a grupului de organizare a Marșului pentru Viață de anul acesta. Bun găsit în studioul Alfa Omega TV! Și eu, bine v-am regăsit! Spuneți-ne mai exact ce se va întâmpla anul acesta la Marșul Vieții. Într-o anumită măsură, ce s-a întâmplat în toți ceilalți anterior, peste 10 ani, poate chiar 15, în care, începând cu Biserica Greco-Catolică din piața Bălcescu, din colțul parcului amintit Carmen Silva, preoți și pastori și în jurul lor părinți și copii, bunici și nepoți, soți și soții, se adună să țină discursuri, să se roage, să mărșăluiască pe străzile Timișoarei, așa în aer liber, pledând în favoarea copiilor nenăscuți, care sunt uciși înainte de a se naște, prin avort. Ce este frumos la acest eveniment este că, indiferent de denominațiunea lor, pastorii, preoții, așa cum a spus și dumneavoastră, vin împreună și se alătură acestei cauze pentru a ajuta cât mai multe femei care se află în criză de sarcină. Ce îi unește pe toți? Același obiectiv major. Credința în Dumnezeu, dorința de a apăra onoarea lui Dumnezeu, dorința de a face o diferențiere foarte clară în faptul că a crede în Dumnezeu, a fi creștin și a ucide pruncii, nu merg împreună, alea nu sunt compatibile. Deci pruncuciderea este un păcat și greco-catolici, catolici, ortodoxi, neoprotestanți, toți credem că pruncuciderea este un păcat și acesta este obiectivul major, care ne înfrățește dincolo de anumite diferențe între noi. Nu le discutăm alea. Ne unim în favoarea copiilor care ar trebui lăsați să se nască odată ce s-au zămislit. Există și o dramă a acestor femei care trec printr-o astfel de criză de sarcină și poate câteodată nu înțelegem ce mare presiune este asupra unei femei. Câteodată sunt anumite situații în care femeia nu mai vede altă cale de ieșire decât un avort. Cine poate să le ajute pe aceste femei care se află în această criză de sarcină? Cine ar trebui să le consilieze? Cum pot fi ajutate? Dacă o femeie a comis avort și este o traumă post-avort, sigur, ea în primul rând trebuie să se ducă la un duhovnic, pastor, preot, pregătit de biserică, pus la dispoziție pentru astfel de situații sau asociații, iată, de caritate sau sociale, cum este Estera în Timișoara, să fie consiliate. Să li se spună, avortul este un păcat, ai comis un păcat, dar orice păcat asumat și regretat pe măsura gravității lui, implorând mila și îndurarea lui Dumnezeu, poate să dea siguranța iertării și vindecarea sufletească a acelei traume. Pe de altă parte, dacă premerge acesta, ea poate să fie consiliată, cum s-a întâmplat de-a lungul atâtor ani de către Fundația Estera, femei care erau hotărâte să facă avort și în final, după consilierea înainte de avort, a renunțat. A acceptat să nască copilul și să îl crească, în final s-a declanșat și sentimentul mater sau să-l dea spre adopție părinților care vor să aibă copii și nu pot. Ce rol are biserica în tot acest proces? Biserica are un rol uriaș. Pentru că dacă familia este cea mai mică biserică locală, biserica este cea mai mare familie a lui Dumnezeu locală. Și acolo sunt părinți spirituali și acolo sunt frați și sorori, unii care au trecut prin trauma asta, unii care n-au trecut. Și dincolo de familia restrânsă, care din păcate de multe ori nu este un mediu creștin și de acolo vine presiunea. O astfel de persoană care vine în contact cu un duhovnic sau cu un consilier spiritual, poate mai departe în biserică să fie, să se spovedească, să mărturisească, să fie ușurată de harul lui Dumnezeu. Mulți preoți și pastori fac lucrul acesta. Fiecare biserică locală ar trebui să aibă personal instruit în direcția aceasta. Deci biserica, pe lângă rugăciune, trebuie să dea argumente biblice și trebuie să consilieze cu dragoste, cu înțelegere, dar cu fermitate și tandrețe și să încurajeze ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple sau să fie evitate, dacă se poate. Așa, în final, să le reamintim celor care ne urmăresc că ora, ziua,
când să vină la Marșul Vieții, cei care vor să lupte pentru această cauză? Cred că la nivel de țară, cam fiecare an, în aceeași sâmbătă, și în Timișoara, cei care sunt în Timișoara sau în județ, sâmbătă, în 25 martie, de la ora 12, va începe slujba în fața bisericii greco-catolice din piața Bălcescu, colțul parcului Carmen Silva. Acolo, sigur, de la 11 poți să vine, cine nu poate la 12, la 12 fără un sfert. Părinții să-și ia și copiii, soții soțiile și soțiile soții, bunicii să vină cu nepoții, toți să ne facem disponibili și să venim. Se filmează nu numai de la Alfa Omega, din cer. Și acolo vom vedea în veșnicie o știre cu toate detaliile. Și eu mulțumesc postului de televiziune Alfa Omega din Timișoara, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Alfa.